Cine? Dănuț Hacker? Nu cred. Ce? N-ai văzut live-ul de aseară? Ce live? Ia spune. Eu nu știu, mie nu-mi predă, dar mi se pare că are vibe-ul ăla creepy. Efectiv. Mai ții minte cu Mirela? Nu știa nici formula de la Delta, dar la test lua 10. Pe ochii ei frumos, normal. Uite-o și pe asta. Auzi, Laura! Ce se întâmplă când se intersectează două drepte care se cred deștepte? Ies scântei! Andreea, Andreea, dai de belea și fugi, gata, nu mai tem de tine. Ne-ai băgat în probleme și puf, ai și dispărut. Parcă eram o gașcă, nu? Și acum se mai uită și șacalii ăștia cu toții la mine. Cu Caterinca lor de 2 bani ne-am luat-o, Andreea. Toți ne-am luat-o la faza asta. Și apoi le-a arătat la toți că avea screenshot-uri din toate conversațiile. Nu știu de unde, dar le avea. Chiar și de la proful de mate. E periculos rău. Mi-am făcut și eu curat în telefon, ce să zic. Nu știi când îți vine rândul. Ce om face asta? Și chiar îl credeam de treabă într-a cincea. Dar nu știu ce-a pățit. Orice ar fi, asta e ilegal, va fi pedepsit. Ilegal? N-ai zis asta în a șaptea când te-am lăsat să copiezi de la mine la testul de la Info? Nici când ți-am făcut PowerPoint-ul ăla pe care ai luat 10. Ce bine că am aflat! Noroc cu Andreea! Credeți că a făcut-o intenționat ca să-l dea în gât? Că eu asta cred. Noroc? Ce noroc mai am și eu? Totul din vina ei. Da, da, fix asta e. I-a fost nașpa. Da, da, i-a fost nașpa să mă dea în gât și a făcut să pară totul o greșeală. V-am pregătit niște teste. Nu ar trebui să aveți dificultăți. E în mare parte din ce vi s-a predat în gimnaziu. Bună ziua! Comisia disciplinară suntem. Nu, e imposibil. Cum s-a ajuns așa departe? Eu ce am făcut vreodată, Andrei? Ia să-mi fac una ca asta. Tâmpenile ei de influențăriță și nenorocitul ăla de telefon. Vrea să fie celebră. Ia! Las că o ajut eu cu asta. Firar să fie. Nu, 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 nu e ok. Nu merită. Dar cui îi pasă dacă e ok? Dar ce-a făcut ea e ok? Și acum, Andreea, hai să te facem și pe tine cunoscută. Mai cunoscută decât ești deja. Că și tu ai fost șmecheră. Hai, hai, arată-ne! Wow! Deci de aia era ea influtrala la casă să creadă că din asta face bani, că încolo... Mai găsesc eu vreo 5 oameni care au nevoie de ajutor și fac rost de banii de bilet. Ce bine că plec! O viață nouă și bună mă așteaptă! Ce? Stai, nu cred așa ceva. Hei, cum adică? Andreea? A luat-o toată lumea razna? Cum adică nu-i vina ei? Te credeam supărată pe ea, nu mai înțeleg nimic. Nu vreau să-i văd! Pe niciunul! Pe niciunul nu mă mai întorc în școala aia! Nu pot face nimic oriunde m-aș duce, nu mă crede nimeni. Nici chiar mami. Când am făcut-o eu de rușine înainte, n-a vorbit cu mine de 3 zile, dar nu-mi pasă. Dacă nu mă crede, nici nu vreau să vorbesc cu ea. Nu-i corect. Aia nu sunt eu. N-am avut de-a face, n-am făcut nimic. Aș vrea să dispar, să pot să mă fac invizibilă. Că nu vă pasă de adevărul meu, nu mai vreau să fiu aici. Nu mai vreau. Viața mea nu mai are niciun sens și e numai vina mea. Nu știu cu ce să încep. Îmi fac griji pentru tine. Uite, ți-am adus ciocolată. E cu portocale, cum îți place. Sper să te înveselească un pic. Apreciez efortul, dar n-are rost să încerci. Nu-ți pierde timpul cu din astea. Știi că nu poți rezolva nimic. Aia e. Mi-am ales greșit prietenii. Mai stai puțin. Nu te-am văzut de săptămâni. Îmi fac griji. Voiam să văd dacă ești bine. Bine? Glumești, nu? Da. Sunt atât de bine, Laura, încât mai devreme îmi imaginam că ar fi foarte tare să dispar de pe fața pământului. Te înțeleg perfect. Eu... Ba nu! Nu înțelegi nimic. Habar n-ai. Ce ți se întâmplă? Ție e un fleac. Și bag mâna în foc. Ăsta a fost Dănuț. Dănuț care s-a răzbunat pe mine.
Cum poate să distrugă un om în timp ce pretinde că e prieten? Cum poți face asta? Ăla sigur crede că am filmat intenționat, îți spun eu. M-am gândit și eu tot la Dănuț. Cred că e evident că el a fost. Crede-mă că nu ești singura care suferi pentru... Am crezut că ai vrea să vorbești cu cineva despre asta. Nu știu. Nu mai am energie. Orice spun, nu mă crede nimeni. Eu te cred, să știi. Dar dacă nu vrei să vorbești despre asta, e ok, înțeleg. Poate n-ar fi rău să stai de vorbă, știu eu, cu un terapeut. Ia uzi! Nu-i destul ce se spune despre mine. Vrei să mă creadă ăștia și nebună? De fapt, corect, nebunilor li se iartă orice, nu? Andreea, ești fată deșteaptă. Știu că o spui la supărare, dar te rog, gândește-te serios la asta și sper să te văd cât de curând întoarsă la școală. Până atunci, vreau să știi că eu te cred și sunt lângă tine. Adevărul va ieși la iveală, să știi. Ce simplu se vede de la tine! Ia bar n-ai cum e! Ei, vino aici. Gata! Nu mă mai interesează să creadă ce vor. Andreea din pozele alea n-are nimic de a face cu mine. Dacă ai fi un pic smart, ți-ai da seama că e o făcătură idiotă. Cine mă cunoaște știe. Eu n-aș face așa ceva niciodată. Împreună inspirăm tinerii din România.